Deschidem Evanghelia după Matei, capitolul 2, începând cu versetul 1. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și, atenție, și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris în prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis: duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, atenție, au văzut pruncul, toată atenția a fost pe prunc. Au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis vistieriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, vă invit cu respect să vă așezați. Am văzut că majoritatea dintre dumneavoastră tușiți, încercați să vă reveniți. Acesta e sezonul, cu boli, cu neputințe, cu slăbiciuni. Să știți că mulți dintre frații noștri care lipsesc sunt acasă, sunt bolnavi. Sora Lena, fratele Nicu, Dumnezeu să-i binecuvinteze, și alții, Dumnezeu să ne-am trezit cu toți, aleluia. Și lucrurile acestea fac parte din atmosferă. Dragilor, dorim să vă anunțăm că după amiază nu avem slujbă, după amiază undeva în jurul orei 16 ne vom întâlni, o să punem pe grupul bisericii unde ne vom întâlni mai exact și apoi vom pleca cu colindul la câteva familii care au solicitat să le colindăm și apoi... Israele, fiecare la cortul lui. Seara ne vom întoarce spre casele noastre, așa cum ați programat fiecare dintre dumneavoastră, cu familia, cu prietenii, cu frații de la biserică, să putem să ne bucurăm de această sărbătoare. Apoi vă anunțăm că mâine dimineață la ora 10 avem din nou slujbă, aici vă așteptăm cu mare drag. Corul pe care l-ați văzut astăzi va fi și mâine. Cei care nu aveați de gând să veniți, Domnul o să vă dea putere să veniți. Dumnezeu să vă binecuvinteze, apoi vom avea și un mesaj. Săptămâna ce ne stă înainte este ultima săptămână din anul 2023 și, dragilor, să știți că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe, dar vrea în mod exclusiv să terminăm bine alergarea noastră. Și cred că nu putem să încheiem mai bine anul decât în închinare înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Așa că joi ne vedem din nou la Alege Viața și apoi duminică dimineață pe 31 vom fi din nou aici, la slujbă, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, rugându-L să ne mai dea un an de îndurare, să mai binecuvinteze viața noastră, familiile noastre, țara în care ne aflăm și mulțumindu-I pentru acest an de îndurare. Dragilor, să știți că timpul nu ne aparține. Timpul este darul generos al lui Dumnezeu. Dacă trăim și suntem aici, Dumnezeu încă a vrut să defileze cu noi în lumea aceasta, propovăduind mesajul Evangheliei, astfel trebuie să fim plini de recunoștință față de Dumnezeu, mulțumindu-I pentru acest an de îndurare. Dumnezeu a vrut să trăim și este darul Lui. Vă așteptăm cu mare drag să participați la toate slujbele bisericii noastre. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dragilor, în dimineața aceasta trebuie să recunosc că pentru mine luna decembrie este cumva una dintre cele mai frumoase luni din an. De ce? Pentru că este cuprinsă de sărbătoare. Când eram copil, să știți că începeam sărbătoarea mult mai devreme, dar o sărbătoream în modul nostru naiv și uneori
Tare ciudat. Începeam în ultima săptămână din luna noiembrie. Nu aveam posibilitatea să achiziționăm materiale pirotehnice, așa că inventam. Știam să inventăm, nu mai știu exact cum se numeau toate acele materiale pe care noi le inventam, cu carbid, cu... Nu vă dăm prea multe detalii ca să nu aveți gânduri de genul acesta. Cert este că îi terorizam pe vecinii noștri din ultima săptămână, din luna noiembrie. Toți vecinii nu mai știau ce să facă. Ieșeau, vă rog frumos, opriți-vă. Dădeam și seara cu tunul acela, cu carbid, de bubuia, de... Credeam că pur și simplu a început războiul. Așa sărbătoream noi pe atunci. Ne plăcea tare mult că luna decembrie era încărcată de sărbătoare. 1 decembrie, Ziua Națională a României. 2 decembrie, dragilor, sărbătoream ziua mea de naștere, întotdeauna. Deci pe 2 decembrie a fost ziua mea, cei mai mulți dintre dumneavoastră mi-ați urat la mulți ani. Vreau să vă spun ceva. Spunea la un moment dat un om că la 20 de ani trebuie să fii frumos. Nu știu dacă am fost frumos la 20 de ani, dacă m-a ales soția, probabil pentru ea. La 30 de ani trebuie să fii puternic. Nu știu cât de puternic am fost la 30 de ani, că încă nu mai eram sportiv de performanță, n-am reușit. Dar în lupta spirituală, cel puțin acolo, să fim puternici. Și mai spunea cineva că la 40 de ani trebuie să fii înțelept. Am avut mai multe proiecte pe care le-am întârziat datorită vârstei. Am zis, domne, nu mă pun să mai scriu cărți la 30 de ani, aștept să vină vârsta de 40 de ani, probabil că atunci când voi împlini 40 de ani, așa într-un mod generos Dumnezeu va revărsa. Cei care aveți peste 40 de ani, așa a fost? A venit pur și simplu dintr-o dată înțelepciunea? N-a venit așa, dragilor. Înțelepciunea vine în tot procesul acesta pe care îl trăim împreună cu Dumnezeu. Astfel să știți că de câteva zile am început să scriu, am deschis 2 cărți și cu ajutorul lui Dumnezeu mă duc mai departe, pentru că am simțit această povară în mod pozitiv din partea lui Dumnezeu. Când am început să scriu, mi-am dat seama că Dumnezeu îmi dă flux, îmi dă idei, îmi dă revelație și apoi Dumnezeu să mă ajute și să mă binecuvinteze. Dragilor, pe de altă parte, luna decembrie este încărcată de sărbătoare pentru că vrem, nu vrem, ne place, nu ne place. Să știți că m-am uitat la modul în care s-au poziționat oamenii mari al lui Dumnezeu față de Crăciun. De exemplu, Luther, reformatorul, Luther a zis, domne, tot ce nu este interzis în Biblie este permis pentru noi în prag de sărbătoare. Crăciunul poate fi celebrat fără nicio problemă, dar cu atenția spre nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Pe de altă parte, Zwingli spunea, nu trebuie să sărbătorim Crăciunul sub nici o formă. Calvin spunea că fiecare biserică să se poziționeze cum dorește. Eu cred că trebuie, merg cumva pe zona lui Luther și cred că trebuie să sărbătorim venirea în lume a Domnului nostru Iisus Hristos. În Scriptură găsim că ea a fost sărbătorită, a fost sărbătorită de toți oamenii care au intrat în contact, a fost sărbătorită prin cântec și prin explozie de bucurie. Așa că e un motiv deosebit să-L vestim pe Domnul Hristos. Inima oamenilor este mai deschisă, mintea mai receptivă, posibilitatea de a vesti Evanghelia prin cântec este deosebită. Să nu uitați, colindele pe care noi le cântăm descoperă caracterul Domnului nostru Iisus Hristos, jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, și aceste cântări pot să ducă la mântuire, pentru că prin auzirea cuvântului lui Dumnezeu oamenii manifestă credință și pot fi mântuiți. Dragilor, în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom prezenta câteva atitudini pe care le găsim în Sfânta Scriptură la prima sărbătoare a Crăciunului. Ele s-au multiplicat în decursul anilor, însă cele mai importante atitudini le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. După cum spuneam, când am fost mic, am sărbătorit ca un copil naiv. Pentru mine cel mai important era să achiziționez cât mai multe materiale pirotehnice și apoi să aruncăm lumea în aer. Pe de altă parte, crescând, am învățat că sărbătoarea aceasta trebuie să se petreacă cât mai departe de casă. A fost o perioadă când, în prag de sărbătoare, mergeam cu colindul, strângeam bani și, din nefericire, toți banii pe care îi câștigam la colind îi cheltuiam pe dulciuri și pe artificii. Tot în direcția aceasta se duceau. Apoi, crescând, am început să mă îndepărtez de familie și toate sărbătorile le-am petrecut prin baruri, prin discoteci, cheltuindu-mi viața într-un mod ieftin. Cel mai urât Crăciun din viața mea a fost Crăciunul anului 2020, când încăpățânat, rebel, nesupus, ignorant, răzvrătit,
Am fugit de acasă după o ceartă cu tatăl meu și am stat singur în prag de sărbătoare. Eu de obicei eram înconjurat de oameni, eram înconjurat de prieteni, dar Crăciunul acela m-a zdrobit în mod intens pentru că am constatat cât de mult distruge viața omului, păcatul din viața lui. Și am fost un om tare nefericit. Pentru mine acum sărbătorile de Crăciun sunt cele mai frumoase, pentru că fac parte dintr-o comunitate, pentru că Dumnezeu a lărgit familia mea și sunt tare bucuros să petrec împreună cu dumneavoastră. E foarte greu să fii singur și e foarte greu să fii consumat de păcat în prag de sărbătoare. Cel mai frumos mod în care putem să sărbătorim, dragilor, este prin a respecta poruncile Domnului nostru Iisus Hristos și prin a ne închina înaintea Lui. Acum suntem la grad de maturitate și înțelegem cu totul diferit. Să știți că în momentul în care noi stăm aici, deja oamenii, mulți dintre ei au petrecut aseara. A fost sâmbătă seara, cluburile au fost deschise, unii dintre ei nu s-au trezit încă, dorm, încearcă să-și revină, sunt mahmuri, se trezesc mai împovărați, mai triști, mai greoi și continuă ritmul acesta al vieții din nefericire. Mulți oameni caută distracția, caută băutura, își pierd demnitatea în prag de sărbătoare, fac tot felul de lucruri groaznice care afectează viața lor din toate punctele de vedere. Însă, dragilor, să știți că cel mai mult se pune accentul pe satisfacerea dorințelor omului. În 2000, nu în 2020. Domnul să vă binecuvinteze, că altfel îi băgam în spaimă pe toți frații. Doamne, apără-mă! Deci după 40 de ani mai... Deci în anul 2000, nu în anul 2020, că altfel nu aveam ce căuta aici să predic. Eram în altă parte. Deci în anul 2000 a fost cel mai urât Crăciun din viața mea. Mulțumesc, frate, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă bucur că sunteți atent. Apropo, dacă toți suntem aici și ne-am destins un pic, să știți că există o mulțime de moduri în care oamenii privesc sărbătoarea aceasta. Și ieri, în timp ce stăteam și lucram la predica pentru ziua de Revelion, pentru ultima zi din anul 2023, am citit o ilustrație în limba engleză. Și am început să râd singur în birou. Soția mea a zis, ce-i cu tine de râs așa cu... În hohote, râdeam în hohote, pur și simplu. Până m-am liniștit, i-am zis lui Flori și am chemat și copiii ca să le spun și lor ilustrația aceasta. N-aș fi vrut să o spun în biserică, dar pentru că toți suntem în zona aceasta de relax un pic, e chiar potrivită ca să nu mai fim copii. În ilustrația respectivă se spunea că un copil în prag de sărbătoare a luat un pic și o foaie, nu i-a scris lui Moș Crăciun, pentru că noi știm că nu există Moș Crăciun. A luat un pic și o foaie și a scris o scrisoare către Domnul Iisus Hristos. Și a scris acolo, Doamne Iisuse Hristoase, să știi că eu de 6 luni de zile m-am cumințit. A stat copilul și a constatat că nu e adevărat. A tăiat 6 luni și a zis, de 2 luni de zile m-am cumințit. A mai stat un pic pe gânduri și a zis, Doamne, nu e adevărat și nu pot să-L mint pe Domnul Iisus. A tăiat 2 luni și a pus 2 săptămâni. A stat bine și s-a gândit și a zis, Doamne, nici de 2 săptămâni nu m-am cumințit. S-a ridicat de la scrisoare, s-a dus la scena cu ieslea, unde era Maria, era Iosif, era pruncul, a luat-o pe Maria de acolo, s-a dus din nou la scrisoare și a început din nou să scrie, Doamne Iisuse Hristoase, dacă vrei să o mai vezi pe mama ta. A încercat soluții copilul. Noi nu facem asta, dragilor. Noi ne pocăim înaintea Lui. Și primim favoarea Domnului nostru Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Dragilor, cum spuneam mai devreme, din nefericire în prag de sărbătoare accentul se pune pe satisfacerea plăcerilor, a dorințelor oamenilor. În zonele sărace copiii așteaptă vizitatorii care vin doar de Paști și de Crăciun pentru a-și face reclamă. Cei care fac treaba aceasta doar de Paști și de Crăciun să-și reconfigureze poziția. Copiii aceia vor trăi o emoție intensă de Crăciun și apoi o depresie intensă pe tot parcursul anului că nu-i mai vizitează nimeni. Și nu este onest înaintea lui Dumnezeu să vizităm oamenii doar de Paști și de Crăciun. Oamenii săraci, văduvele, oamenii care trec prin greutăți trebuie vizitați mereu de către cei care sunt credincioși.
Pe de altă parte, dragilor, să știți că în zonele de război, în aceste momente în care noi stăm aici, se încarcă armele, se înobiectiv inamicul, se dispută teritorii, se apără teritorii. Și în toate aceste aspecte, adevăratul sens al Crăciunului se pierde printre cele mai slabe și sărăcăcioase atitudini și atmosfere. Așa cum spuneam, în dimineața aceasta vom învăța din cuvântul lui Dumnezeu care este adevărata semnificație, care este adevărata însemnătate a Crăciunului și care este atitudinea potrivită pe care trebuie să o avem. În Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 12, găsim aici trei atitudini diferite față de adevăratul sens al cuvântului, al Crăciunului. Să știți, dragilor, că există o luptă intensă de a modifica, de a schimba, de a mutila adevăratul sens al Crăciunului. Prima categorie de oameni pe care o găsim în acest text din Evanghelie, să știți că sunt acei oameni care devin ostili față de adevăratul sens al Crăciunului. Devin ostili față de adevăratul sens al Crăciunului. Vestea că s-a născut un împărat pe pământ, vestea că s-a născut un salvator pe pământ, să știți că nu a trezit foarte multă bucurie în perioada istorică respectivă. Întâi de toate spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când Irod a auzit că s-a născut un împărat, el nu s-a bucurat, n-a făcut o masă festivă, n-a chemat oamenii să salte de bucurie pentru că s-a născut împăratul lumii. Cuvântul lui Dumnezeu spune când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Deci prima atitudine pe care o găsim în dimineața aceasta este o atitudine ostilă față de adevăratul sens al Crăciunului. Față de adevărata însemnătate a Crăciunului. Dragilor, regele Irod a fost primul dintr-un șir lung de oameni care a devenit ostil față de adevăratul sens al Crăciunului. Să știți că Irod cel mare, descindea din Esau. Îl știți pe Esau din Vechiul Testament. Esau fratele cui? Fratele lui? Fratele lui Iacov. Deci Irod cel mare descindea din Esau și prin urmare făcea parte din dușmanii tradiționali a evreilor. Spun cei mai mulți istorici că Irod cel Mare s-a convertit la iudaism, dar convertirea acestuia avusese probabil loc din motive politice, cum se întâmplă și în zilele noastre. Și acum, tocmai pe sfârșitul domniei sale, Irod, care era un om obsedat de putere, a fost vizitat de către niște magi, de către niște înțelepți de la răsărit care se aflau în căutarea împăratului nou născut a iudeilor. Când a auzit Irod, dragilor, că s-a născut un copil care avea să fie regele iudeilor, s-a tulburat profund, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că orice copil născut în acest fel constituia o amenințare la adresa șubredei sale domnii. Întrebarea magilor, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, să știți că l-a trăznit pe Irod și a căzut ca un fulger în atmosfera de atunci din Ierusalim. Vedeți, Irod n-a întâmpinat cu bucurie venirea în lumea Domnului nostru Iisus Hristos. S-a tulburat, a fost pur și simplu fulgerat de întrebarea magilor. Când magii au venit și au zis, unde este împăratul de curând născut al iudeilor, Irod s-a tulburat profund. Există un precedent pentru tronul meu? Există un pericol pentru tronul meu? Și spune Scriptura că tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Să știți că exact în anul 7 înainte de Hristos, anul ciudatei constelații, Irod și-a ucis fiii pe Alexandru și pe Aristobul, de care se temea că îi vor lua tronul. Începând din anul 13 înainte de Hristos, deasupra casei lui Irod pluteau nori de furtună. Astfel, Irod, bănuitor și ahtiat după putere, a rămas de-a dreptul perplex, străfulgerat de întrebarea magilor. Și după cum spuneam mai devreme, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Orașul acesta care trebuia să primească vestea nașterii cu bucurie, în realitate, să știți că se tulbura de orice lucru care ar putea să-i zdruncine pur și simplu liniștea superficială sau să-l pună în situația neplăcută de a atrage atenția romanilor, stăpânitorilor romani care erau atât de urâți de către evrei. Vedeți, motivul magilor este următorul. Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Atât de sigur erau magii de realitatea acestui eveniment încât nu mai întreabă altceva decât unde este împăratul.
Oamenii aceștia erau convinși că s-a născut un împărat. Unde este împăratul? Regele Irod, spune cuvântul lui Dumnezeu, i-a chemat pe magi în taină să stabilească când a apărut steaua prima dată. Această secretomanie a lui Irod trăda adevăratul motiv sadic pe care îl avea în inimă. Pentru că omul acesta nu dorea să se închine lui Hristos. Omul acesta voia să-l prindă pe copil și să-l elimine în așa fel încât să-și continue domnia mai departe. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Irod a adunat pe conducătorii religioși ai iudeilor pentru a afla de la ei unde urma să se nască Hristos, regele. Preoții cei mai de seamă, dragilor, erau marele preot și fii acestuia, probabil împreună cu alți membri ai familiei sale. Cărturarii poporului erau experți laici în legea lui Moise. Ei păstrau cunoștințele legii și slujeau ca judecători la Sinedriu, în Sinedriu. Preoții și cărturarii aceștia au citat numai decât textul din Mica, capitolul 5 cu versetul 2, care identifică Betleemul din Iudeea drept locul de naștere al regelui. Și astfel Irod devine ostil adevăratul sens al Crăciunului. Și să fiți foarte atenți, întâi de toate omul acesta începe prin a fi deranjat. Și sunt o mulțime de oameni care sunt deranjați când pui accentul pe Hristos, când pui accentul pe poruncile sale, când pui accentul pe închinare. Dom'le, lăsați pe Moș Crăciun, lăsați copiii să viseze magic, lăsați lumea să se distreze, nu ne mai deranjați cu mesajul acesta, chiar ne deranjează. Irod a început prin a fi deranjat întâi de toate și aceasta este o atitudine nepotrivită. Sunt o mulțime de oameni care sunt deranjați de adevăratul sens al Crăciunului, de adevărata însemnătate a Crăciunului. Când a auzit împăratul Irod lucrul acesta, s-a tulburat și tot Ierusalimul a fost tulburat împreună cu el. S-a agitat, s-a alarmat omul acesta. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că trece de la a fi deranjat la a fi înșelător, a fi prefăcut. Atunci Irod, după ce s-a deranjat în sine, s-a tulburat, i-a chemat pe magi și spune cuvântul lui Dumnezeu că a aflat de la ei când a apărut steaua. Și ce face Irod? Irod zice, el a trimis la Betlehem și le-a zis, duceți-vă și căutați cu atenție copilul, de îndată ce îl veți găsi, raportați-mi și mie, ca să vin și eu să mă închin înaintea lui. Deci omul acesta de la a fi deranjat trece la a fi înșelător, a fi prefăcut. Se preface că e un mare fan al Crăciunului, că e un mare fan al regelui care se naște în lumea aceasta. Dragilor, sunt o mulțime de oameni care trăiesc în zona aceasta și spun, dom'le, când aveți slujbă duminică la biserică, vreau să vin și o să mă închin împreună cu voi. Și apoi vine slujba și nu-i mai vezi. Vine momentul când trebuie să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și nu-i mai vezi. Au dispărut de pe radar, cum a dispărut și Irod. Irod nu s-a mai dus să se închine pruncului Iisus Hristos. Firește că omul acesta mințea. Să știți că Irod este descris de către contemporanii lui ca fiind un maestru al prefăcătoriei, al înșelătoriei. Sunt o mulțime de oameni care sunt în zona aceasta. Ei se prefac că sunt adevărații fani ai Crăciunului. Cunosc adevărata însemnătatea Crăciunului, dar niciodată nu o respectă în mod intens și integru. Sunt o mulțime de oameni care apără Crăciunul. Știu că e sărbătoarea Domnului nostru Iisus Hristos, dar nu respectă niciodată poruncile. Nu trăiesc niciodată în spiritul Scripturilor și sunt departe de ele. Din nefericire sunt oameni care pur și simplu au viața închinată răului, chiar dacă se prefac că ei sunt adevărații fani ai Crăciunului. Și în cele din urmă găsim că Irod devine destructiv. Devine destructiv. Versetul 16. Când Irod și-a dat seama că a fost păcălit de magi, s-a înfuriat și a dat ordin să omoare pe toți băieții din Betleem, pe toți copiii din Betleem și din împrejurim, care aveau 2 ani și mai puțin, conform timpului pe care l-aflase de la magi. Și ce înțelegem de aici, dragilor? Că minciuna și crima merg mână în mână în domeniul acțiunii lui Satan. Vedeți? Asupra vieții Domnului nostru Iisus Hristos plutește de la început amenințarea morții. Cel care este
Viața și cel care dă viața este amenințat de moarte chiar de la începutul existenței sale pe pământul acesta. Vedeți cum patima, cum răutatea își aruncă umbra până peste iesle. N-a fost liniștit nici măcar în iesle Domnul Iisus Hristos, pentru că există o categorie de oameni care sunt destructivi cu privire la adevărata semnificație a Crăciunului. Ar face orice să distrugă această sărbătoare și să nu mai fie Hristos în centrul ei. Și dacă vreți, dragilor, aici putem realiza modul extrem de clar în care conducătorii lumii îi se împotrivesc lui Dumnezeu și Fiului Său. Exact cum prezicea Scriptura. Pe de altă parte, să știți că în lumea spirituală exista un balaur care avea nevoie de un om pe care să-l posede. Găsim lucrul acesta în Scripturi, în cartea Apocalipsa, că balaurul respectiv l-a posedat pe Irod. În cer s-a mai arătat un alt semn. Iată, s-a văzut un mare balaur roșu. Unii îl confundă cu Moș Crăciun, că roșu e și Moș Crăciun. Un mare balaur roșu cu 7 capete, 10 coarne și 7 cununi împărătești pe capete. Cu coada trăgea după el o a treia parte din stelele cerului și le arunca pe pământ. Balaurul, fiți atenți, a stat înaintea femeii care stătea să nască pentru ca să-i mănânce copilul când îl va naște. Și Irod a fost mesagerul lui, al balaurului, pentru că a devenit în cele din urmă destructiv. Să le spui oamenilor că adevărata semnificație a Crăciunului este Iisus Hristos. Închinarea înaintea Lui și respectarea poruncilor sale le tulbură sărbătorile, le tulbură petrecerile, se tulbură cu paharul în mână și nu vor să audă despre lucrul acesta. Sărbătorile pe care le parcurgem noi acum, dragilor, nu au nimic de a face cu petrecerea, cu băutura, cu deșanțul, cu desfrâul, cu distrugerea din lumea aceasta. Are de a face cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Cu închinarea înaintea Lui. E ușor să sărbătorești, e greu să respecti poruncile Lui. E greu să te închini înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Însă slavă Domnului că Irod a încercat să distrugă adevărata semnificație a Crăciunului și nu a reușit. Ea a rezistat până în zilele noastre și avem informația clară că adevărata semnificație a Crăciunului este Hristos și închinarea înaintea Lui. Dragilor, mergem mai departe în dimineața aceasta și găsim al doilea grup de oameni. Deci primul este Irod, care este ostil. Este ostil și încă sunt foarte mulți oameni ostil față de adevărata însemnătate a Crăciunului. Acum găsim a doua categorie de oameni, al doilea grup de oameni, reprezentați în această poveste ca fiind indiferenți față de adevăratul sens al Crăciunului. Și spre surprinderea dumneavoastră, să știți că cei indiferenți nu sunt doar oamenii din crâșmă, din baruri, din cluburi, din piețe, de pe bulevarde, ci sunt reprezentați de preoți și de dascăli, de învățătorii legii. Oamenii aceștia erau indiferenți față de adevărata semnificație a Crăciunului. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei. Căci iată ce a fost scris prin prorocul: și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu. Dragilor, preoții și profesorii legii, învățătorii legii, cunosc adevărata semnificație a Crăciunului. Ei nu sunt ostili față de adevărata semnificație a Crăciunului. Nu sunt deranjați de adevărata semnificație a Crăciunului. Nu sunt destructivi față de adevărata semnificație a Crăciunului. Însă sunt indiferenți. Nu vă surprinde în dimineața aceasta că cei mai indiferenți față de adevărata semnificație a Crăciunului sunt oamenii religioși? Nu vă surprinde în dimineața aceasta, dragilor, cărturarii aveau cunoștință despre Hristos, au explicat profeția, dar uitați-vă la ei, nu-i mișcă nimic. Magii, o să înțelegem în dimineața aceasta, că au călătorit 2 ani de zile mișcați de o revelație astrologică. Preoții legii, profesorii legii,
Liderii religioși ai poporului nu sunt mișcați deloc de ceea ce au auzit. Ei au venit, au explicat profeția și s-au dus înapoi la confortul lor, la luxul lor, la viața lor liniștită. Nu i-a tulburat nimic. Nu i-a mișcat nimic, au fost foarte indiferenți oamenii aceștia. Sunt indiferenți, erau indiferenți pentru că erau prea mândri, dragilor, pentru a prelua întrebarea magilor. Măcar din curiozitate putea să zică, domne, hai să mergem să vedem despre ce e vorba, de ce este tulburat tot Ierusalimul, de ce este tulburat Irod. Pe de altă parte, să știți că ei se temeau de stăpânitorii lumii acesteia. De ce să se pună ei rău cu Irod? Nu vă surprinde, dragilor, faptul că Irod exercita o așa de mare influență asupra liderilor proeminenți ai poporului? Iosefus Flavius susține că Irod i-a executat pe membrii sinedriului precedent, iar după aceea a format noi sinedrii după bunul lui plac. Și aici este problema cea mai mare, dragilor. Pentru că preoții aceștia, profesorii aceștia legii, erau învestiți de către Irod ca să-i facă pe plac. Cei mai mulți preoți, o să fiu puțin dur în dimineața aceasta, dar concis. Cei mai mulți slujitori din vremurile noastre, să știți, sunt la fel numiți și învestiți pe criterii politice, pe nepotisme, pe favoritisme. Uitați-vă ce documentare sunt, pe pile și pe bani. De ce lumea religioasă este indiferentă față de adevărata semnificație a Crăciunului, când toate bisericile ortodoxe, penticostale, baptiste, catolice ar trebui să abunde de viață, de mesajul Evangheliei lui Iisus Hristos și de bucurie că El s-a născut în lumea noastră, dar sunt o mulțime de oameni care tac pe criterii politice, pentru că au gura legată, la fel ca și preoții și învățătorii legii de pe vremea respectivă. Pentru că Irod, care era bolnav de putere, și-a construit echipa lui. Știți ce a făcut? A ucis tot sinedrul precedent și a investit în funcțiile respective oameni care să facă ce dictează el. Ce dictează el. Vedeți, pentru oamenii aceștia, nașterea lui Hristos nu are nicio semnificație istorică, socială, spirituală, personală. Adevăratul sens al Crăciunului nu are nicio importanță pentru ei. Pentru ei a fost important Irod. A fost important ce a zis Irod. Pentru că observați că atunci când Irod a poruncit preoților și învățătorilor legii să vină la ei, ei au fugit în grabă, s-au dus la el. Dar când au auzit despre profeție și despre faptul că s-ar putea ca Mesia, regele mult așteptat, să se nască, ei nu au fost mișcați deloc. Astfel, ei au devenit ascultători față de Irod și neascultători față de Dumnezeu. Dragilor, știți ce spune Scriptura? Când va veni Fiul omului, va găsi El oare credință pe pământ? Nu vă surprinde faptul că e foarte greu să ne mai găsim loc să ne închinăm cu entuziasm înaintea Domnului Iisus Hristos? Să-L cinstim pe El, să-I dăm slavă Lui. Din nefericire, mulți creștini sunt indiferenți față de închinarea înaintea Domnului Iisus Hristos și sunt atrași de spectacole, sunt atrași de divertisment, sunt atrași de închinare lumeasc, de închinare înaintea lumii. Deci prima atitudine nepotrivită pe care o găsim este atitudinea lui Irod, ostilă față de adevărata semnificație a Crăciunului. Încercați să nu dați daruri unui membru din familie, să vedeți ce bucuros o să fie. Dintr-o dată devine ostil. Încercați să vă puneți în postura să vedeți că a uitat soțul de dumneavoastră și nu v-a dat un dar de Crăciun. Dintr-o dată o să deveniți... Să știți că această sărbătoare nu are nimic de a face cu darurile pe care ni le dăm. Sunt frumoase. Să cumpărați daruri soțiilor dumneavoastră. Dar sărbătoarea aceasta are de a face cu Hristos. Ne putem tulbura foarte ușor. Putem deveni ostili foarte ușor. Putem deveni indiferenți foarte ușor față de adevărata semnificație. Suntem indiferenți, să știți, când nu respectăm cuvântul lui Dumnezeu. Suntem indiferenți
că nu împlinim poruncile scrise în cuvântul lui Dumnezeu. Putem fi oameni religioși. Unii dintre noi pot să vină la biserică, pot să mimeze închinarea, dar ei în adevăratul sens al cuvântului, ei nu se închină, ei nu simt și nu trăiesc adevărata semnificația Crăciunului. Și acum, dragilor, vreau să închei cu ultimul grup din povestea noastră de astăzi și îl invit pe Eleazar să vină lângă mine. Acest grup nu este ostil, nu este indignat, nu este indiferent. Acest grup este încântat. Acest grup este încântat de adevăratul sens al Crăciunului. Știți cum trebuie să fie bisericile lui Hristos în prag de sărbătoare? Într-o stare de încântare, de pasiune vizibilă, într-o stare exuberantă. Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie fascinați de această sărbătoare. Să fie pur și simplu ridicați într-o atitudine de adorare înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Și nu vedeți, dragilor, că ne-a cuprins indiferența, nepăsarea, blazarea? Că suntem extenuați de muncă excesivă în casele noastre? Când Dumnezeu nu este impresionat de fast, de mese, de haine scumpe, de clădiri luxuriante, ci de închinarea pe care o aducem înaintea Lui. A treia categorie de oameni, și îmi doresc din tot sufletul să-i găsim aici pe toți în dimineața aceasta. Această categorie să fie aici, oamenii aceștia au fost încântați de adevăratul sens al Crăciunului. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște mași din răsărit la Ierusalim și au întrebat, oamenii aceștia căutau, înaintau, se mișcau, acționeau, nu stăteau pe loc. Să le cadă ceva din cer. Oamenii aceștia erau într-o căutare continuă. Erau încântați de fiecare revelație progresivă, astrologică, nu ca și noi astăzi care avem revelații extraordinare. Erau încântați. Spunea, Doamne, steaua aceasta prezice că în lumea noastră va veni Fiul lui Dumnezeu, va veni Regele Lumii. Și erau încântați. Și încântarea aceasta te pune în mișcare. Încântarea aceasta te face să fii un om al acțiunii. Încântarea aceasta ar trebui să te trezească la 5 dimineața în ziua de Crăciun, de ajuns să zici, mă duc la biserică să fac totul pentru slava lui Dumnezeu. Încântarea aceasta i-a pus în mișcare pe oamenii aceștia, dragilor. S-au dus la Ierusalim. Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua răsărit și am venit, ascultați ce spun ei, ce să facem? Să ne închinăm înaintea lui. Pentru că el este regele. Pentru că El este Domnul. Acesta este, dragilor, adevăratul sens al Crăciunului. Închinarea înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Înțelepții, magii, nu se numără printre cei ostili, deranjați, înșelători, destructivi sau disprețuitori, ci sunt încântați, sunt atrași de adevărata semnificație a Crăciunului. Am văzut steaua Lui răsărit și am venit să ne închinăm Lui. Ne-am pus în mișcare, am acționat pentru că vrem să-L vedem pe Regele. Și vrem să ne închinăm înaintea Lui. Dragilor, tot respectul pentru fiecare dintre dumneavoastră. În dimineața aceasta n-am venit doar să auzim colinde. N-am venit să vedem un spectacol, ci am venit să ne închinăm înaintea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că aceasta este adevărata semnificație a Crăciunului. Și ce învățăm de la oamenii aceștia? Când ești atras de adevăratul sens al Crăciunului, atunci nicio distanță, fiți foarte atenți. Când ești atras de adevărata semnificație a Crăciunului, atunci nicio distanță, niciun obstacol, nicio distanță nu este un obstacol prea mare pentru a te închina înaintea lui Dumnezeu. Spun comentatorii că magii au călătorit mii de mile și le-a trebuit 2 ani de zile ca să se închine înaintea Regelui. Și când ești încântat de adevăratul sens al cuvântului, dragilor, atunci nicio distanță nu este un obstacol. Nu contează cât de departe e biserica, nu contează care este locul de închinare. În calea noastră nu există niciun obstacol. Dar revenim la realitatea tristă și găsim că în viața noastră sunt prea multe obstacole. Pentru că nu mai suntem încântați de adevărata semnificație a Crăciunului. Probabil indiferență, nu dumneavoastră, unii oameni, prin faptul că ați venit, demonstrați că sunteți încântați.
unora le este greu să vină la biserică, le este greu să se roage. Însă când ești atras și încântat de adevăratul sens al Crăciunului, distanța nu este un obstacol prea mare. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuse în răsărit mergea înaintea lor, până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când a văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie, au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Vedeți, se menționează aici bucuria nespus de mare care i-a cuprins pe magi când au văzut steaua. Oamenii aceștia care nu erau evrei, l-au căutat pe Hristos cu tot din adinsul, în vreme ce Irod a încercat să-l omoare. Preoții și cărturarii n-au manifestat niciun interes. Iar în acest punct, locuitorii Ierusalimului erau tulburați. Aceste atitudini, să știți că erau semne rău prevestitoare ale modului în care avea să fie primit Mesia în lumea noastră. Să când au intrat în casă, magii au văzut pruncul, atenția lor a fost pe prunc. Cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și i s-au închinat. Pentru că atunci când ești atras de adevărata semnificație a Crăciunului, nimic nu este un obstacol prea mare pentru a te închina înaintea lui. Mai departe, când ești atras de adevărata semnificație a Crăciunului, atunci niciun sacrificiu, dragilor, nu este vreodată prea mare pentru ca noi să-l facem. Nu așa că ne-a venit tot mai greu să facem ceva bun pentru Dumnezeu. Ieri am fost cu frații noștri, am venit la ora 1 să facem repetiții. Și am plecat la Ulmi, într-o comună. Un frig afară, de n-am mai stat în așa frig de... Trebuia să începem la ora 4. N-am început la ora 4, am început la ora 5. Deja pe lângă frigul de afară era și stresul dinăuntru. Mă gândeam să nu se supere că i-am dus să colinde și n-am început la timp. Era foarte frig, nu veniseră oamenii, pentru că nu toți sunt încântați. Știți care e cel mai mare paradox? Că acolo, lângă poliție, pe o scenă, s-au cântat colinde și s-a vorbit despre adevărata semnificație a lui Hristos. Și oamenii n-au venit. Foarte puțini au venit. Și când am plecat cu mașina spre casă, m-am uitat și în stânga și în dreapta, străzile erau pline de oameni. Unii cu sticla în mână, alții cu artificii, cu indiferență față de adevărata semnificație a Domnului nostru, a Crăciunului. Când ești atras de adevărata semnificație a Crăciunului, atunci niciun sacrificiu nu este vreodată prea mare pentru ca noi să-l facem. Atunci au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ, spune cuvântul lui Dumnezeu, și s-au închinat. Apoi și-au deschis visterile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Știm că aceste daruri erau scumpe, dragilor. Dar observați un lucru, ce spune textul. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Cui? Magii s-au închinat lui Iisus, nu Mariei, nu lui Iosif. Pentru că regele este El, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Darurile magilor au fost scumpe. Aurul este simbolul dumnezeirii și al gloriei și aici se referă la perfecțiunea strălucită a persoanei sale divine. Tămâia este o aromă sau un parfum și sugerează mireasma vieții sale de desăvârșire, total lipsită de păcat. Smirna este o plantă amară care anticipează suferințele pe care avea să le îndure El, purtând păcatele lumii întregi. Și ultimul lucru pozitiv din atitudinea magilor este următorul. Când ești atras de adevăratul sens al Crăciunului, viața ta va fi schimbată. Viața ta va fi schimbată. Și fiind avertizați în vis să nu se întoarcă la Irod, s-au întors în țara lor pe o altă cale. Dragilor, sunt o mulțime de oameni care devin mai buni de Crăciun prin faptul că manifestă generozitate de anumiți copii față de anumiți copii săraci, dar ei nu devin închinători înaintea lui Hristos. Și cum se termină sărbătorile? Se întorc la vechiul lor stil de viață, la vechiul lor comportament greșit. Dar cel care este încântat de adevărata semnificație a Crăciunului va avea o viață schimbată. Nu te vei mai întoarce pe calea aceea greșită, te vei întoarce pe o altă cale, pentru că Dumnezeu ți-a vorbit.
pentru că l-ai cunoscut pe Hristos și vei pleca acasă un om schimbat, un om transformat, un om ridicat din moarte la viață și din păcat la statutul de neprihănit și de om al lui Dumnezeu. Uitându-mă zilele acestea pe internet, și cu asta vreau să închei, vă invit cu respect să vă ridicați pentru că vom încheia. Cum suntem, dragilor? Față de adevărata semnificație a Crăciunului. Ostili? Să știți că ostilitatea nu trebuie să se ridice la gradul pe care l-a avut Irod. Haideți să o ducem puțin în zona noastră. Când vă cheamă cineva să slujiți, ce simțiți? Ostilitate? Indiferență? Sau încântare? Să lăsăm pe Irod, că s-a dus de mult, dar pe scena lumii suntem noi acum. Când zice cineva, haideți fraților să facem ziua de ajun să fie excepțională pentru Domnul, haideți să ne trezim mai devreme, haideți să facem lucrurile cu tare, care este atmosfera din sufletul nostru? De încântare? Să dea Dumnezeu. Să dea Dumnezeu. Creștinii lui Hristos trebuie să fie încântați de adevărata semnificație a Crăciunului. Dragilor, în fața noastră nu trebuie să stea niciun obstacol. Magii au călătorit 2 ani de zile să se închine regelui și uneori noi nu putem 10 minute să facem o lucrare. Cei care sunt încântați de adevărata însemnătate a Crăciunului vor avea o viață schimbată. Zilele trecute, pe scena lumii, unul dintre cei mai cunoscuți artiști, cântăreți, un portorican foarte cunoscut, îndrăgit de milioane, miliarde de oameni, și-a încheiat ultimul concert, a dus microfonul în față și i-a dat drumul jos. A luat alt microfon și în fața 18.000 de oameni, omul acesta a mărturisit următorul lucru. Pentru că atunci când te întâlnești cu Hristos, viața ți este schimbată în totalitate. Omul acesta sigur a auzit melodiile lui la radio. Nu neapărat că le-ați ascultat intenționat. L-ați auzit pentru că au fost hituri și au cântat an la rând. Au fost cele mai apreciate melodii. Omul acesta în fața 18.000 de oameni și în fața lumii întregi, pentru că toate canalele de știri au preluat momentul acesta, a zis astfel: dragii mei, astăzi este cea mai importantă zi din viața mea și vreau să o împărtășesc cu voi, pentru că trăirea unei vieți de succes nu este echivalentă cu trăirea unei vieți care are un scop. An la rând am încercat să umplu un gol în viața mea pe care nimeni nu putea să-l umple. Am încercat să găsesc un scop, de multe ori părea că sunt fericit, dar ceva lipsea pentru ca eu să mă simt complet. Trebuie să mărturisesc că acele zile s-au încheiat și cineva a reușit să umple acel gol pe care l-am simțit mult timp. Am realizat că pentru toți ceilalți eram cineva, dar fără el eram un nimeni. De-a lungul anilor am avut oportunitatea să călătoresc în întreaga lume, să câștig multe premii, să fiu aplaudat și lăudat, dar am realizat ceva ce se află în Biblie. Ce îi va folosi unui om să câștige întreaga lume dacă își va pierde sufletul? Un capitol s-a încheiat, dar începe unul nou, le-a mai precizat artistul celor 18.000 de fani aflați pe stadion. Toate instrumentele pe care le-am, precum muzica, social media, microfonul, tot ceea ce mi-a dăruit Dumnezeu este pentru împărăția Lui. Vă mulțumesc foarte mult și sper că veți reține ceva foarte important. Nu urmați pe nimeni, a spus el, sunt om. Tuturor celor ce mă urmăresc le spun următoarele lucruri: urmați-L pe Iisus Hristos. El este calea, adevărul și viața. Un om care este încântat de adevărata semnificație a Crăciunului va fi un om schimbat. Doamne, vrem să plecăm de aici schimbați. Să nu mai avem o atitudine ostilă, Doamne. Atunci când trebuie să ne implicăm în lucrarea Ta, Doamne, și să vestim Evanghelia, să nu mai avem o atitudine de indiferență față de lucrarea Ta, ci să avem o atitudine de încântare.
Adevărata semnificație a Crăciunului este închinarea înaintea ta. Și acum, dragilor, toți avem oportunitatea să ne închinăm înaintea Lui, să venim cu rugăciune.